Marea gloată a celor mântuiți. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Apocalipsa 7:9. Toate clasele, toate națiunile, neamurile, popoarele și limbile vor sta înaintea tronului lui Dumnezeu și al mielului, cu veșmintele lor fără pată și coroanele împodobite cu pietre prețioase. Îngerul a spus, aceștia sunt cei care au trecut prin necazul cel mare și au spălat hainele și le-au albit, în timp ce iubitorii de plăceri, mai mult decât Dumnezeu, îngăduitorii de sine și neascultătorii, au pierdut ambele lumi. Ei nu au nici lucrurile acestei vieți, nici viața nemuritoare. Acea mulțime triumfătoare, cu cântece de biruință, cu coroane și harpe, au călcat în cuptorul de foc al chinului pământesc, când era supraînfierbântat. Ei vin din sărăcire, foame și tortură, prin adâncă lepădare de sine și dezamăgiri amare. Priviți ca biruitori, nu numai sunt săraci, întristați, chinuiți și urâți de toți oamenii pentru Hristos. Priviți-le hainele albe, strălucitoare, mai bogate decât orice veșmânt împărătesc. Priviți prin credință la coroanele lor presărate cu pietre scumpe. Niciodată nu au împodobit o asemenea diademă fruntea vreunui monarh pământesc. Ascultați-le glasurile cum cântă cu putere osanale, iar ei flutură ramurile de palmier ale biruinței. O muzică bogată umple cerul și cu vocile lor cântă aceste cuvinte. Vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat și care a înviat, de acum și în veci de veci. Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe tron și a mielului. Iar oastea îngerească, îngerii și arhanghelii, heruvimul ocrotitor și serafimul slăvit, repetă refrenul acelui cântec voios și triumfal spunând Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, putere și tăria în vecii vecilor. Amin. O, în ziua aceea se va descoperi că cei neprihăniți au fost înțelepți, iar cei păcătoși și neascultători au fost nechipzuiți. Partea lor este rușinea și disprețul veșnic. Cei care au colaborat împreună cu Hristos vor fi atunci lângă tronul lui Dumnezeu, încinși cu puritate și cu veșmintele neprihănire veșnice.